În timp ce liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, a amenințat miercuri că va ataca localități israeliene care nu au fost încă lovite de rachete dacă Israelul continuă să lovească ținte din Liban, IDF face o scurtă analiză a celor peste 9 luni de când a început actualul război din Gaza. Israelul are de luptat pe două fronturi, unul la nord cu Hezbollah și altul la sud cu Hamas. Până acum, Israelul a desfășurat atacuri țintite asupra oficialilor Hezbollah din Liban, fără a escalada tensiunile către un război total care ar avea un impact semnificativ asupra vieților civililor libanezi. Conform IDF, la 9 luni de la operațiunea la Sol din Gaza, jumătate din conducerea militară a Hamas a fost eliminată împreună cu aproximativ 14.000 de teroriști uciși sau reținuți. A fost confirmată eliminarea a 6 comandanți de brigadă, a peste 20 de comandanți de batalioane și a aproximativ 150 de comandanți de campanie, lăsând conducerea Hamas fragmentată și afectată de revolte interne. Armata este foarte încrezătoare că Mohamed Daif, comandantul general al forțelor Hamas, a fost ucis într-un atac aerian de sâmbătă. California a fost guduită de un cutremur politic săptămâna aceasta, iscat de o așa numită lege anti-părinți. Susținătorii familiei sunt revoltați de o nouă lege din California care determină școlile să înșele părinții, cerându-le în esență profesorilor și diriginților să ascundă adevărul despre cererile copiilor de a schimba sexul biologic. Legea din California a vizat anumite districte școlare care au creat politici în favoarea părinților pentru ca aceștia să fie anunțați atunci când copiii lor suferă de disforie de gen. Susținătorii LGBTQ din legislatura statului au adoptat legea pentru a anula acele politici locale, iar guvernatorul Gavin Newsom a semnat-o și astfel a devenit legea 1955. Ca răspuns la noua lege, omul de afaceri miliardar Elon Musk a anunțat că părăsește California și își mută afacerea X, fostul Twitter, și SpaceX în alte state. El a spus că X se va muta în Austin, Texas și SpaceX se va muta în Starbase. Elon Musk a explicat decizia spunând, cităm, statul vă va lua copiii din California. Acesta este ultimul pahar. Din cauza acestei legi și a multor altora care au precedat-o și care atacă atât familiile cât și companiile, SpaceX își va muta acum sediul. Întrebat dacă o monedă digitală a Rezervei Federale Americane sau a Băncii Centrale s-ar putea implementa în viitorul apropiat, președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a declarat recent unei comisii a Congresului că în acest moment nu sunt create condițiile adoptării monedei digitale, dar că Banca Centrală continuă să lucreze la infrastructura monedei digitale. Jerome Powell recunoaște că rămân numeroase obstacole în calea adoptării monedei digitale, dar nu vor fi imposibil de trecut. Expertul financiar Nick Anthony de la Institutul Cato și autorul cărții Moneda Digitală sau Controlul Digital spune că CBDC-urile nu aduc nimic bun, cu excepția faptului că statul are noi capacități de control. Anthony spune că, în general, guvernele nu sunt demne de încredere ca să primească o asemenea putere de control. Banii digitale ar putea fi programați spre a fi utilizați numai pentru a permite achiziții la anumite ore sau cu o dată de expirare. Ar putea fi dezactivați cu o mai mare ușurință decât atunci când guvernul canadian a înghețat sute de conturi bancare pentru a opri blocajul camionagiilor canadieni inițiat din cauza restricțiilor de COVID. Pakistanul a ridicat vârsta legală de căsătorie atât a fetelor cât și a băieților la 18 ani, într-o mișcare pe care minoritățile creștine din țara majoritar musulmană au salutat-o cu căldură. Proiectul de lege a fost adoptat de ambele camere ale Adunării Naționale și necesită acum doar semnătura finală a președintelui țării, Asif Ali Zardari. Până acum, conform unei legi aflate în vigoare din 1872, fetelor li se permitea să se căsătorească la vârsta de 13 ani, iar băieților la 16 ani. Clerul islamic și grupările islamiste s-au opus proiectului de lege. Liderul Bisericii Anglicane din Pakistan, episcopul Azad Marshall, a declarat că, cităm, biserica sprijină pe deplin noua lege. Aceasta va ajuta la prevenirea căsătorilor forțate ale fetelor creștine minore. Pakistanul se confruntă adesea cu cazuri ale unor fete care provin din comunitățile creștine ce sunt forțate să se căsătorească cu musulmani împotriva voinței lor. Oh.